Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Cristina Oprea și vă invit să urmăriți știrile GDS, cel mai important grupaj informativ al zilei. Primarul ales al Craiovei, Mihail Genoiu, a depus astăzi jurământul și și-a preluat mandatul. În cuvântul său, Mihail Genoiu a spus că actuala echipă va trebui să asigure dezvoltarea orașului în condițiile în care deocamdată nu se mai pot baza pe fondurile europene. La 2 săptămâni de la vot, primarul ales al Craiovei, Mihail Genoiu, a fost investit în funcție în cadrul unei ședințe solemne. Promit în continuare că voi fi primarul tuturor, indiferent că am fost sau nu am fost ales de persoanele respective, așa cum mă cunoaște și din alte ocazii. Promit că voi ține cont de toate părerile și de tot ceea ce este bun pentru binele orașului Craiova. Primarul Craiovei spune că în perioada următoare dezvoltarea orașului se va putea baza doar pe banii primăriei. Nu o să avem o perioadă cu bani europeni. Nu o să avem o perioadă cu derulări de proiecte pe bani europeni, pentru că, încă o dată spun, este această perioadă de tranziție, dar, în aceeași măsură, ne-am angajat la derularea unor proiecte foarte importante pe banii municipalității. Mihail Genoiu a mai spus că ultimul proiect cu finanțare europeană care va fi încheiat este Water Park-ul. De altfel, primarul a declarat că de astăzi a început recepția acestui obiectiv. Prin urmare, craiovenii vor putea face baie în această vară la Water Park. Eu vreau încă o dată să vă mulțumesc și să vă doresc o vară cât mai fierbinte, pentru că vacanțe ca vacanțe, dar sunt foarte multe lucruri care trebuie să le facem în această vară fierbinte și primul dintre ele este să inaugurăm Water Park-ul, a cărei recepție v-am spus ca și început. Vă mulțumesc! Moromeții! Asta le-a picat astăzi la examenul de limba română elevilor care au susținut examenul de bacalaureat. Subiectul le cerea să caracterizeze relația dintre două personaje ale romanului. Guvernul a practicat arma diversiunii, a încurajat în fapt extremismul terorist, s-au săvârșit crime cu siguranța impunității. Dați apă! Stai bă, că aici nu-i de glumă. Seul, despre ce a fost? Morometii de Marin Preda. L-a cerut explicit sau ați avut de ales? O relație între două personaje. La prima parte o poezie. A fost un subiect mai greu, așa, la care ai stat să te gândești mai mult, vreo cerință? Mi l-am făcut pe toate. Am avut morometii la astea dintre personaje și la aspectul de un text amendativ despre importanța activităților extracurriculare despre cinematografie și la aspectul de poezie. Cum ți s-au părut cerințele? A fost ok. În subiectul 3 n-am fost pregătit, dar în rest a fost ok. Pe subiectul 3 de ce? Nu l-am învățat prea bine. Nu te așteptai la moromeții? Nu chiar. 3780 de elevi au fost așteptați în Dolj la prima probă scrisă a examenului de bacalaureat. 212 elevi au absentat, iar 356 aveau echivalat această probă pentru că susținuseră examenul anterior. Am avut, din păcate, până la această oră, două eliminați din acest examen, și anume un eliminat la Călăraș și unul la Calafat. De ce au fost eliminați? Au fost surprinși și având asupra lor unul fițuici și celălalt căști. De asemenea, avem și două cazuri pentru care am obținut aprobare specială, și anume un elev care susține proba la spital. Este vorba de un elev internat la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș și care a și primit aprobarea Comisiei Naționale de Prelungire a Timpului cu o oră, și un alt elev care de asemenea a obținut aprobarea Comisiei Naționale de Prelungire a Timpului cu o oră la centrul de examen de la Colegiul Tehnic Energetic. Marți 27 iunie se va desfășura proba la limba și literatura maternă, iar miercuri 28 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului. Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegerea profilului și specializării, este programată vineri 30 iunie.
Gazeta de Sud a câștigat definitiv procesul pe care l-a intentat Asociației Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021 pentru a obține toate contractele prin care s-a scurs ilegal circa 1 milion de euro din bani publici. Asociația a invocat în instanță confidențialitatea anumitor clauze din contracte și faptul că nu este obligată să facă publice contractele. Judecătorii au decis însă că asociația este finanțată din bani publici și trebuie să facă publice contractele. De asemenea, DNA are în lucru o anchetă pe acest subiect. Gazeta de Sud a solicitat asociației anul trecut, pe baza legii numărul 544 din 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, să-i pună la dispoziție toate contractele pe baza cărora s-a cheltuit 1 milion de euro în competiția națională privind desemnarea orașului care urma să fie capitala europeană a culturii în anul 2021. Demersul a venit după ce asociația a publicat sumar cheltuielile făcute și tot în urma anchetelor Gazetei de Sud, dar a refuzat să scoată din sertare contractele încheiate pe motiv că au clauze de confidențialitate. Tribunalul Dolj, ca primă instanță sesizată, a dat dreptate Gazetei de Sud și a obligat asociația să pună la dispoziție jurnaliștilor informațiile solicitate. În speță s-a constatat că Pârâta nu a răspuns cererii formulate de reclamantă în temeiul legii numărul 544 din 2001. Or, conform articolului 7 aliniatul 2 din legea numărul 544 pe 2001, Pârâta, în calitate de organizație de utilitate publică, care beneficiază de finanțare din bani publici, avea obligația legală de a comunica solicitantului refuzul motivat al necomunicării informațiilor solicitate într-un termen de 10 zile de la data înregistrării solicitării. Prin faptul că reclamanta nu a primit un răspuns ce să conțină un refuz motivat al necomunicării informațiilor solicitate prin cerere în termenul de 10 zile prevăzut de lege, acesteia i s-a vătămat dreptul de acces liber la informațiile de interes public prevăzut și garantat de lege. Se arată în motivarea hotărârii 182 din ianuarie 2017 a Tribunalului Dolj. Asociația a făcut recurs la Curtea de Apel Craiova spunând același lucru și anume că nu este obligată să pună la dispoziție contractele deoarece este organizație neguvernamentală. Ceea ce omitau însă mai mari asociației sprijiniți de primărie era faptul că atunci când este vorba despre bani publici nu poate exista niciun secret privind modul de cheltuire a lor, iar sursa de finanțare a activităților a fost bugetul local, adică banii tuturor craiovenilor. Curtea de Apel Craiova a dat și a dreptate Gazetei de Sud, iar vineri 22 iunie a respins ca nefondat recursul asociației. De-a lungul celor 3 ani de existență a asociației, Gazeta de Sud a prezentat modul în care aceasta, cu acordul conducerii primăriei Craiova, a cheltuit ilegal circa 1 milion de euro din fonduri publice primite de la municipalitate. Inclusiv procurorii DNA s-au arătat interesați de acest lucru, au deschis dosar penal și au început urmărirea penală in rem pentru abuz în serviciu. Pe rolul DNA, Serviciul Teritorial Craiova, se află în lucru un dosar care vizează aspectele menționate de dumneavoastră. În acest moment, în cauză, se desfășoară acte de urmărire penală doar cu privire la faptă, in rem, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului legal procesual în care se pot strânge primele probe cu privire la o anumită faptă. De asemenea, inspectorii Camerei de Conturi Dolj au stabilit că primăria și asociația în care a pompat ilegal bani publici au încălcat legea achizițiilor publice, a finanțelor publice locale și legea de finanțare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale. Pompierii au fost solicitați duminică după amiaza 25 iunie 2017 să intervină pentru a curăța carosabilul după ce pe drumul județean 644 un tir încărcat cu rapiță s-a răsturnat. Evenimentul rutier s-a produs între localitățile Bobicești și Bârza, șoferul tirului pierzând cel mai probabil volanul într-o curbă, întreaga încărcătură fiind împrăștiată pe carosabil. Echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia al județului Dolj au fost solicitate în perioada 23-6-25-6-2017 să intervină pentru stingerea 38 de incendii, 2 intervenții de descarcerare și 83 de cazuri pentru acordarea asistenței de urgență. Comuna Cezien este una dintre localitățile în care sărbătoarea Iei durează de decenii bune. Mai exact, ea a fost inițiată în 1973 și de atunci se desfășoară în fiecare an în preajma sânzienelor. Oamenii din comuna oltană Cezieni păstrează tradiția populară cu sfințenie. Femeile mai în vârstă își aduc aminte de zilele când se strângeau împreună și lucrau la ei. De la Crăciun și la Paști trebuia să ieșim cu ele gata. Da. De la Crăciun începeam să custăm aia și cu asta, și cu aia, cu roșu,
ne strângeam 4-5 fete pe lângă lampă cu gaz și puseam, nu știu cum vedeam atunci. Sărbătoarea ei a fost inițiată în Cezieni în 1973 și de atunci doar în 1990 a fost întreruptă. Zeci de ei cu sute peste an sunt premiate pe două secțiuni, ei tradiționale și cămăși stilizate. Sărbătoarea se încheie pe stadion, unde toată lumea vine îmbrăcată în costume populare. În continuare vă prezentăm informațiile meteorologice. La noapte, temperaturile vor fi ceva mai suportabile decât în noaptea precedentă. La Craiova se vor înregistra 19 grade Celsius, la fel ca la Drobeta și Râmnicu-Vâlcea. La Târgu Jiu și Filiaș, mercurul din termometre va scădea chiar până la 18 grade Celsius. Cel mai cald va fi la Cetate și Calafat, unde se vor consemna 21 de grade Celsius. Mâine căldura va fi ceva mai suportabilă decât în zilele precedente, cel puțin în jumătatea de nord a Doljului și în județele Gorj, Olt și Vâlcea, unde mercurul din termometre va oscila între 32 și 34 de grade Celsius la orele amiezii. În schimb, locuitorii din Mehedinți și cei din sudul județului Dolj nu vor scăpa de caniculă, pentru că aici se vor înregistra 36 de grade Celsius la orele amiezii. Aici se încheie știrile GDS. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți o seară minunată. Pe curând!